În anii trecuți, în perioada 20-24 ianuarie, Slatina era în sărbătoare. Primăria organiza un eveniment maraton în cadrul căruia aveau loc manifestări culturale și istorice, dar și seriile de gală în care erau premiați istorici, sportivi, manageri, profesori, elevi și seniorii orașului. Din păcate, pandemia a blocat și gala laureaților. Anul acesta, ediția a 5-a în care sărbătorim 653 de ani de atestare documentară, nu va avea loc. Primăria va premia peste 670 de elevi care au reușit să obțină performanțe la diferite concursuri școlare, dar și care au terminat anul școlar cu cele mai mari medii. Alături de ei vor fi răsplătiți pentru munca lor și dascălii îndrumători. Totodată va fi răsplătită și performanța sportivă a peste 150 de sportivi și antrenori. Nici anul acesta nu vor fi uitați cei care sunt exemplu pentru toți, prin puterea și dăruirea lor de a crea o familie timp de o jumătate de secol. Anul acesta vor fi premiate 50 de cupluri și au 50 de ani de căsătorie. Pe data de 20 ianuarie, Slatina sărbătorește 653 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Cu această ocazie, Primăria Slatina organizează ediția 5-a a manifestării gala laureaților, în cadrul căreia vom acorda, ca și în anii anteriori, premia celor persoane care au excelat în diferite domenii. Din păcate, în contextul pandemiei, nu ne putem bucura de această gală în stil tradițional și doar vom premia aceste persoane cu premii care pleacă de la 100 de lei pentru activitatea artistică, premii între 250 și 500 de lei pentru antrenori, sportivi și profesori, premii de 1050 de lei pentru persoane care au împlinit 50 de ani de căsătorie și premii de 1500 de lei pentru premii de excelență pentru profesori și sportivi. Pentru că nu vor mai fi organizate ceremoniile de altă dată, premianții pot să-și ridice premiile de la direcția economică. Pentru a intra în procesia premiilor trebuie să se prezinte la direcția economică cu buletinul sau cu certificatul de naștere, pentru cei care nu au împlinit încă 14 ani. Momentan, desemnarea cetățenilor de onoare a fost amânată în cazul în care contextul pandemic va permite organizarea unor gale. În iunie, cel mai probabil, vor fi desemnați și cetățenii de onoare. Pentru premierea slătinenilor, primăria a alocat un buget de 400.000 de lei.